Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un mini room tour, că tot m-am cazat și eu aici, trebuie să plătesc cazarea. Hai să fac și eu câteva vizionări pe seara asta. Haideți cu mine, tip o balcon. Suntem aici în Târgoviște, vin aici să se vadă priveliște. Asta a fost din capitale Valahe. Ia uitați aici priveliște. În partea aia pe acolo e Decathlon, ca aia scrie acolo, Brico Depot. Se pune ca și cum ar fi centru. Da. Filmează aici să se vadă aici Bulevardul Unirii sau cum se cheamă? Independență. Independență, așa, gata, hai că ajunge. Centrală, loc de fumat, uscător de rufe, nu mai e filmat curul. Dicta mai televizorul aici. Philips Smart, e mai subțire aici, ca degetul meu, dar are aici un cotor mai gros în spate. Dicta mai... Dicta mai patul aici. Ce nu mi-au plăcut mie au fost, vină mai aproape să vadă, prizele că nici să-ți bagi de ștenile nu poți. Cam atât, două tablouri faine și piesa de rezistență, un elastic de păr. Lăsăm aici că nu e al nostru. Haideți după mine, să închide ușa după tine. Bun, aici dita mai bufnița, ea noastră, nu o lăsăm aici. Ea mea. Am uitat să o pun și în clipul ăla de scurt de TikTok. Ea mea, nu ea noastră. Îmi place aici. Ia vino cu cum e caloriferul băgat în blatul ăsta ascuns frumos. Din nou priveliște mișto, ai gata, ajunge cu a ta căldură. Aragaz ca murdar. Îmi place că sunt cu... Ia uite, mai e o priză aici. Dar văd că mai era ceva de băgat în priză. Mă rog, îmi plac dulapurile astea că cu pistoane. Chiuvetă, așa, mai multe chestii, tacâmuri. Ia uite, zici că e portbagaj de mașină. Prizele astea sunt mai fixe. Dulap, aici puteam să ne punem... Care îți dă cu pula în cap? Bă, aveam aici papuci, să nu stăm încălțați. Aia, aveam papuci aici, aici ce mai avem? Da, ce, noi n-am stat încălțați. Am stat în picioarele mele. Bun, mașină de spălat, o baie destul de mare, poți să te bagi frumos în ca... E cam mult pe jos, nu mă bag în ea acum. Dita mai oglinda la ușă, frigiderul ăla filmează, aerul condiționat și... A, am uitat să arăt că un bec nu luminează bine, lasă. Extraordinar. Da, astea n-am găsit cum se aprind. Nu știu dacă a fost... Ia, aprinde-le. Au, ce frumos se văd. Acum nu știu dacă asta a fost grinda și era apartament cu trei camere și o spart peretele sau doar e făcut așa. O canapea... A dracu de confortabilă. Și ce mai avem noi aici? Masă, routerul, n-am testat internetul cât de bun e. Alt televizor Samsung și pentru cine are consolă să vină cu ea, aveți bonus un Assassin's Creed Syndicate și da, încă este aici DVD-ul pentru cei cu PlayStation 4. Cam asta am luat aici în inima Valahiei, 190 de lei cu o reducere 15% că am mai avut noi închiriere luată, 160 de lei pe noapte. Scrieți în comentarii, merită sau nu?